mare pentru tine, pentru că ai luat decizia să trăiești viața Lui pe pământ. Amin. Sora Larisa, Domnul să o binecuvinteze, la vârsta de 18 ani, dorește să încheie un legământ cu Domnul Lapa și vreau să întrebă înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii, până când dorește sora Larisa să ține legământul acesta în fața lui Dumnezeu și în fața bisericii? Domnul să te binecuvinteze. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, o botezăm pe sora Larisa. Amin. Dumnezeu te cheamă astăzi la încheierea actului solemn. Dumnezeu privește din ceruri spre tine ca tu să fii conștientă de responsabilitatea acestui act și maturitatea pe care tu o ai din punct de vedere fizic, să o transformi și într-o maturitate spirituală. Și Dumnezeu te cheamă acum pe tine ca să mărturisești pentru El. Poate frumoase mărturisiri ai făcut în viața aceasta, dar astăzi ar vrea să ai cea mai frumoasă mărturisire pe care tu o poți spune vreodată. Mărturisirea care deschide cerul pentru tine. Amin. În dimineața zilei de astăzi, Diana la 21 de ani, față de mama, față de tata, față de mulți martori văzuți și nevăzuți și înaintea cerului, dorește să încheie legământul cu Dumnezeu. Domnul să o binecuvinteze. Vreau să o întreb înaintea Domnului, crezi tu că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi tu că Iisus Hristos poate să-ți ierte păcatele și să smântuiască sufletul? Până când vrei să slujești pe Dumnezeu? În fiecare zi și toată viața. Amin. Pe baza mărturiei ei, o botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, spre mântuire și viață veșnică. Amin. Amin. Da, Iisus a botezat, cine se botează. Cine-a crezut s-a botezat, cine crede se botează. Nu știu dacă mai încape atâta bucurie în inima familiei Mărgenean, dar o invit pe Diana ca să fie paharul prea plin. Știți că paharul prea plin de Diana este atunci când bucuria nu mai încape în inima unui om și Dumnezeu poate pentru aceasta te-a dus în această familie. Mă rog Domnului să te facă o binecuvântare. Amin. O binecuvântare din punct de vedere spiritual pentru familia ta, dar și material. Eu simt aceasta prin Duhul. Domnul să se îndure de tine în viața aceasta, să-ți poarte de grijă la plecare și la sosire, să bucuri inima părinților tăi. Vrei asta? Și a bisericii Domnul să te binecuvinteze. Sora Diana are 15 ani și în dimineața aceasta încheie un legământ cu Domnul Napa și zic ca Domnul să o binecuvinteze. Ar vrea să o întreb pe sora Diana ce a determinat-o ca în dimineața aceasta să primească pe Domnul ca Mântuitor și ca Salvator în viața ei și zic ca Dumnezeu să o binecuvinteze și aș vrea să o mai întreb. Crede în Dumnezeu Tată? Da, cred. Dumnezeu Fiul? Da, cred. În Duhul Sfânt? Cred. Domnul să le binecuvânteze până când ai luat hotărârea aceasta să îl ai pe Domnul în viața ta? Cu ajutorul Domnului până la sfârșitul vieții. Domnul să le binecuvânteze, te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În urmă-i lumea, dar te ceri tu. În urmă-i lumea, dar te ceri tu. Și înapoi, eu nu voi da, și înapoi.
Era un băiat pe nume lui Samuel. El n-a mai avut loc acasă. Și părinții l-au dus la templu. Samuel, să facă Dumnezeu pentru tine templul să-ți fie casă. Și chivotul să-ți fie mărturia pe care o porți în piept pentru toată viața. Amin. Aproape la 17 ani, Samuel, eu fiind tatăl lui, am cea mai mare bucurie în dimineața aceasta. Pentru că cel mai important este în viață să fii mântuit. Poetul Cântării spune, poți să ai lauri, glori, bogății. Dacă nu l-ai pe Iisus, ești pierdut pentru vecii. Eu ca tată vreau să-L aibă pe Iisus, Samuel. Și cred că și dumneavoastră vreți lucrul acesta. Copiii noștri să-L aibă pe Iisus. Și biserica să zică amin din toată inima. Vreau să-L întreb, înaintea cerului, înaintea fraților, a surorilor, a celor marturi văzuți și nevăzuți, crezi că Iisus Hristos este Domnul? Da, cred. Crezi că Iisus Hristos poate să-ți ierte păcatele și să te mântuiască? Da, cred. Până când vrei să-L slujești pe Dumnezeu? Constant, Domnul, până la moarte. Pe baza mărturiei tale te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt spre pocăință și mântuire și viață veșnică. Amin. Cine a crezut s-a botezat, cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat, cine dorim ca să ne ridicăm pe picioare și ne vom